Corbii albaștri au întâlnit acasă la Hunedoara pe AFC Câmpul Lung și s-au impus clar cu 3-0 într-un meci în care oaspeții nu au contat în ofensivă. Deși au dominat, cei de la Corvinul au deschis scorul destul de târziu, în minutul 38, când Herghele Giu a transformat cu precizie un penalti acordat pentru un fault asupra lui Pop, 1-0 fiind și scorul cu care s-a intrat la vestiare. Era normal să ne fie puțin greu la început, dar cred că am depășit momentul și cel mai important e pentru noi că am legat și a treia victorie și e foarte, foarte important pentru noi chestia asta. Florin Maxim, antrenorul principal al Corvinului, s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorilor săi. Simplu nu a fost. Am avut meci în mijlocul săptămânii, am avut și ceva accidentări, băieții au prezentat exemplar, în prima repriză nu mi-aduc aminte măcar să treacă adversarul nostru în mijlocul terenului. Cum a declarat și domnul Rada, două echipe de valori apropiate, exact cum a zis și dumnealui, diferența a făcut o atitudinea și puțin poate și valoarea noastră. A fost un meci pe care l-am avut la discreție. Poate mai puteam înscrie câteva, două, trei situații bune și în a doua repriză și la Darius și la Lupu, până să iasă, am avut și cu King acolo încă o situație bună, dar pe ansamblu sunt mulțumit de aportul jucătorilor. Corbii hunedoreni mai au două meciuri restante. Prima dintre restanțe, contând pentru etapa a doua, se va juca miercuri 25 septembrie de la ora 17 pe terenul celor de la Unirea Ungheni, penultima clasată.